nu o să vă povestesc despre o carte, să spun, extrem de adâncă, ci va fi romanul care a definit cariera lui Stephen King. De fapt, nu este vorba de un roman, este vorba de o serie de 7 romane. Seria se cheamă Turnul Întunecat, The Dark Tower, și povestește aventurile ultimului pistolar de la curtea regelui Eld. Este o mixtură extrem de interesantă între science fiction, fantasy, western, romanele cu cavaleri, medievali, ceva absolut, absolut incredibil. Stephen King a început să o scrie în momentul în care avea 19 ani și a terminat-o de-abia când a avut 65 de ani. Se găsesc acolo referințe la absolut fiecare roman pe care l-a scris de-a lungul timpului. Totul într-un melanj absolut, absolut delicios. Din punctul de vedere al fanilor lui Stephen King, este considerat piatra de temelie a tot ceea ce înseamnă univers.